Alina încearcă și bine face în fiecare zi să propună ținute diferite, dar că în care ea se simte extrem de bine, pentru că așa a spus de o perioadă de zile încoace, că vrea să propună ținute pe care le simte și care îi dau un vibe pozitiv, ceea ce îmi place mie de fiecare dată e alegerea muzicală. Deci vreau să dansez, să mă simt bine, Alina, te aștept! Ai numai vorbe de astea de duh la tine. Aole, de două zile încoace. Piesa. Ce e frumos nu ține mult. Da, da. Piesa, nouă ne place. Dar și nouă ne place. Mă bucur că vă place. Alina, bine ai revenit, draga mea. Bine te-am găsit, Ilinca. Ce faci astăzi? Unde te-ai dus? Dacă îți spun, s-ar putea să explodeze un bec în platou. Oh, vino mai încoace. Spune-mi aici. Să ne dăm Ilinca. La parte. Ilinca. Da, ce secret? Da, suntem într-un univers paralel. Noi acum? Da. Așa. Și am fost invitată la deschiderea unui magazin. Așa. Ghici de ce? De ce? De genți. De ce? Genți. A, de poșete. Da. Și? Cum crezi că se numește? Magazin. Ilinca, gândește-te. Ceva cu beton, ceva cu ce mi-ai zis ieri. Nu. Când-s gențile, urțele. Mopsic. Mopsic. Magazin. Mopsica. La mopsica. Și se cine duce la mopsica, superb. Și cine crezi că superb, te ține? Superb, bă, n-ai, bă, sinistre de poveste. Cine te ține? Magazinul, cine te ține magazinul? Cine te ține magazinul? Ia gândește-te, Ilinca. Moris. Mopsic? Cred. Mopsica? Mopsi. Moris? Da. Moris deține Moris? Planeta aia, deține universul paralel și ăsta actual, dar povestea este nenorocit. Hai, mă, că-i drăguță! No. Mă zăpăciți, te rog să-ți dai cerceluș jos. Eu dacă fac vreodată vreun business, să știți dacă un fetiță și o să fie de super succes. Nu fac magazin de poșete urâte, pentru că am poșete superbe. Știu, am apreciat gluma, it's ok. Eu o să fac bar de lăici care o să facă istorie, nu uita. Eu vreau să fiu prima. Putem începe cu magazinul de genți. Vine aici lângă mine, Alina. Mi-a plăcut povestea foarte tare. Povestea ca poveste, dar ținuta. Diana. Îmi place acest accesoriu care învelește cumva cămașa. Se vede foarte bine. L-ai purta? Da, l-aș purta. Da. De ce? În ce combinație? L-aș purta și așa, pentru că îmi place cum se vede cu cămășuța pe dedesubt, dar... Dar cred... și fără? Ei, nu fără. Bine, nici chiar fără. Depinde cu ce elemente, asta vreau să... A, bine, da, dacă aș fi pus... Aș fi pus, cred că, ceva... din piele pe dedesubt, să se vadă mai frumos. Dar cum îmi place cum îți vine, geanta aș fi schimbat-o și la urechea... Cu ce anume? Trebuie să le, fetelor, da. Trebuie să spunem și cu ce. E foarte important pentru cei de acasă să știe care e viziunea voastră. Aș schimba geanta. Cu ce ai schimba? O rotundă, din material textil, roșie, neagră, verde, albastră? Mi-ar fi plăcut să fie o geantă albă și puțin mai mică, o mini-geantă. A, un baby bag! Un baby bag. Da, mi-ar fi plăcut mult de tot. Superbă ești! Cu asta? Nici chiar atât, deci puțin mai mare. Doamne. Și tu te duci la același eveniment, să înțeleg, cu gențile. Deci asta nu e geanta mea, este geanta din geantă, nu. E geanta din geantă, trebuie să avem și o geantă în geantă. Băi, de mine, unde ne duce? Transformări la genți și cu acea pelerină. Da, Beatrice e începută. Ok, mulțumesc tare mult. Ascultăm ce au de spus jurații despre ținuta ta, Alina, te rog. Mulțumesc. Alina. Bună seara! Treaba asta pe care ai construit-o din materialul ăsta prețios funcționează foarte bine în contextul siluetei tale. Pentru că altfel ar fi doar un
material înfășurat, practic, peste o cămașă. Am avut o discuție în culise și chiar am întrebat-o pe Maria. Așa. Dacă îi place cumva cum vine cu cămașa mai oversize, eu l-am mai purtat, dar cu... Și Maria ce a zis? Și cu colanți lucioși. Și dacă Maria spunea că ar pune niște... Cum ai zis că se numesc? Peciuri, acela pe sfârg. Da. Da. Dar i-am purtat și în combinația. Asta dacă e pune doar colanți lucioși și în varianta în care ar fi dezbrăcat în partea de sus complet. Da, 100%. Da, și așa da. Altfel, să știi că nu ai foarte multe ținute, foarte multe variante în care poți să încadrezi. E un fel de corset, toroc, nu știu ce vrea să fie ea. Apreciez însă execuția. Cocuiarele rașă. Caută să porți treaba asta cu ceva total ieșit din zona nașă mare. Să ieși puțin din eleganța asta, dar nu nici nu eleganță. Eleganța este un cuvânt prea elegant. Înțeleg foarte bine ce spui. Să o mai șifonezi un pic. Mie îmi dai cumva vibes de ceva foarte... îmi pare rău să folosesc cuvântul ăsta. Nu se potrivește, dar o să-l zic. E puțin obscen look-ul tău. Poate dezgolirea asta picioarelor, poate cămașa aia pe care o percep în zona de talie, ca fiind, știi, un artificiu pe care încerci să-l ascunzi. E ceva ciudat în partea de talie, știi? Te sugrumă într-un fel și după aceea se dilată într-un fel. Sunt ca un buchet de flori. Uite, la asta nu m-am gândit. Da. Nășești ținutele, le botezi. Ai o nășală în styling, nu știu, pleacă de la coafiură. În mod normal, dacă ni se dă o cămașă albă din poplin, pe care o asociem cu sandale sexy, cu barete fine, care îți vin foarte bine pe gleznă, în mod normal funcționează treaba asta. Cămașa albă pusă pe sub ceva, ca un scut, ca o alternativă, ca o convenție, masculin, feminin, nu știu ce. Dar look-ul general... Cu părul nășit-o. Nășește, are ceva nășistic. Nu știu, nu la personal, că nu e rău. Nu, chiar nu mă deranjează. Că am senzația uneori că crezi că am ceva cu tine sau credeți că am ceva cu voi, nu știu. Am crezut, nu mai e. Acum chiar nu mai au lucrurile personal deloc. Îmi pare rău. Nici o problemă, mulțumesc. Ținuta îmi place, vreau doar puțin mai multă nonșalanță, știi? Nu se pare că te-ai străduit. Știi că asta e cheia unei ținute reușite. Bravo, stil. Mulțumesc frumos. Mie, din păcate, nu-mi place și m-aș fi gândit poate la o variantă de tatuaj pe un picior sau ceva care să mă scoată din strictețea asta pe care ai imprimat-o cu părul. E ok. Vorbește cu cei de acasă. Ieri niciuna, astăzi una, deci e bine. Doamne ajută. Da. Mâine două, trei. Mâine două și vedem ce-o fi. Știu că am parte de susținerea voastră și vă mulțumesc pentru asta. Mă puteți susține în continuare, chiar am mare nevoie de ajutorul vostru. Mă puteți vota indicativ 3 la 1220. Vă mulțumesc!